Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Unul dintre cofondatorii Facebook, Chris Hughes, pledează pentru scindarea grupului în trei și îl critică pe actualul CEO Mark Zuckerberg, pe care îl acuză de concentrarea puterii și sacrificarea protecției vieții private în favoarea clicului. Acesta cere separarea Facebook din rețeaua de socializare, care să rămână Facebook și celelalte aplicații, WhatsApp și Instagram, pentru a rezolva problemele de securitate și cele legate de datele personale ale utilizatorilor. Pe de altă parte, Mark Zuckerberg spune că acest lucru nu va ajuta și spune că bugetul pentru securitate în acest an este chiar mai mare decât veniturile companiei, tocmai pentru a demonstra că sunt serioși când vine vorba de securitatea datelor. O companie americană de aviație testează în această lună internet Wi-Fi gratuit la bordul avioanelor sale în timpul zborului. Nu este ceva nou. Multe avioane au internet la bordul lor, însă prețurile pentru aceste servicii sunt destul de mari. Dar cei de la Delta spun că acest lucru ar trebui să fie gratuit sau probabil va fi acoperit din alte taxe. Până acum sunt 55 de rute care vor avea internet gratuit în timpul zborului, iar compania spune că va investi considerabil pentru a putea avea internet gratuit pe toate zborurile sale, dacă acest test va fi de succes, iar oamenii vor folosi internetul. Un furnizor de servicii de internet în avioane spune că acum doar 12% din călători folosesc internetul în avion. Iar la finalul săptămânii trecute s-a mai stabilit un record pe internet în timpul unei transmisiuni în direct. În India, 18,6 milioane de oameni au urmărit în același timp finala campionatului de cricket. Hotstar este compania care a transmis meciul, deținută de Disney, Disney cei care vor oferi un serviciu asemănător la toamnă, și au depășit recordul pe care tot ei îl stabiliseră anul trecut de 10,3 milioane de utilizatori simultan. Hotstar are 300 de milioane de utilizatori lunar, iar aceste cifre sunt din India, țara cu cea mai rapidă creștere a pieței digitale. Nu se întâmplă foarte des ca oamenii să urmărească în același timp evenimente online, iar dacă o fac, sunt mai multe surse de vizualizare, nu una singură. Spre exemplu, precedentele recorduri au fost stabilite de Felix Baumgartner, care a sărit din stratosferă și a fost urmărit de 8 milioane de oameni simultan, sau de nunta prințului Harry cu Meghan Markle. În schimb, Hotstar încă nu obține profit din aceste transmisiuni, pentru că sunt costuri importante ca să poți transmite simultan pentru zeci de milioane de oameni. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.